De mâine și până în luna septembrie, toate sectoarele orașului Chișinău vor fi organizate mai multe târguri unde pot fi găsite rechizite, articole de birotică și de vestimentație necesară pentru pregătirea elevilor către noul an de studiu. La ce adrese pot fi găsite, ne spune colega mea, Valeria Tăbârța. Valeria, bună seara, te ascultăm! Bun găsit, Victoria! Bună seara, doamnelor și domnilor! Primul iarmaroc școlar va fi deschis mâine în sectorul Buiucani din Chișinău. Acesta va ține până pe data de 21 și va avea și un scop caritabil. Pe lângă faptul că vizitatorii vor putea face cumpărături, vor putea dona bani sau rechizite, manuale și hainele necesare unui copil pentru noul an școlar. Potrivit autorităților municipale, din data de 20 august, târguri simulare vor avea loc în mai multe sectoare ale capitalei. În sectorul Botanica va fi un târg pe strada Independenței cu bulevardul Cuzavodă, dar și pe bulevardul Dacia. În sectorul Ciocana va fi desfășurat doar un târg pe strada Alecoruso. În sectorul Centru, târguri școlare vor avea loc pe strada Ismail, intersecție cu strada Dumitre Cantemir, dar și lângă piața centrală. Amintim că circa 8.000 de elevi din familii social vulnerabile din Chișinău vor primi un ajutor material unic în valoare de peste 700 de lei pentru a se pregăti de noul an școlar. Acestea au fost informațiile. Valeria, îți mulțumesc. Continuăm cu alte știri.